un festival comun în perioada 22-23 iulie, de fapt 21, am spune noi 23 iulie, cu prietenii noștri din Kladovo, deci un festival de folclor, un festival în care să acceseze și municipiul Drobeta Turnu Severin și să prindem și o întâlnire, un program alături și de Uniunea Românilor din Serbia. Avem proiecte comune în ceea ce privește turismul, în ceea ce privește prietenia veche care ne leagă de poporul sârb și avem la rândul nostru o comunitate destul de importantă a românilor în Serbia, să le legăm împreună și să facem un program comun, cât se poate de comun în acea perioadă. O parte din cei care vor cânta acolo să vină să cânte și pe scenele din Drobeta Turnu Severin, iar noi, cei care vor cânta la noi români, să meargă și la dumneavoastră să cânte și în Serbia. Avem și două nume importante care ar putea cânta în aceste două zile. Sunt la nivel de discuții. Vorbim de Biliana Cârstic și formația Bistric, sâmbătă 22 iulie, iar duminică 23 iulie, un concert Le Pamre. Но jedno drugom rekli i više nema slova. Al zove me, zove ljubav nova. Ja zaledila sam glas da budem samo tvoja. Ja zaledila sam nas da krenem sve iznova. Ciune zori ce ia noaptea cea duce vremea loc ce aș opri soarele n-ar mai răsări. Voi frumos ce visul meu mi-ce aduce luna și cu ochi legat ce-aș vedea într-una. Asta este primul an care facem primul pas la ceva ce este mai bun și ce așteptăm de tot și mă pare să fie mai bun. Mulțumesc la domnul primar și la voi toți care sunteți aici și care vorbim ce trebuie să pregătim și cum trebuie să pregătim. Și eu cred că ce a fost după noi nu mai ar să fie înaintea noastră, că facem lucruri mai bune cum... Deci avem două lucruri de acoperit în acest festival. Unul ține de turism, de fapt trei. Unul ține de turism, pentru că în vară cu siguranță județul Mehedinți va avea foarte mulți turiști, cei care vor fi pe frisura Dunării, cei care vizitează orașul, zona de nord, și le oferim un produs extraordinar, prietenia care ne leagă de sârbi, de prietenii noștri sârbi și românii din Valea Timocului și din Serbia, care la rândul lor au nevoie de sprijinul nostru, aș continua tradițiile și aș promova cultura pe care o au în acea zonă. Va fi și un festival care va ieși în evidență din punct de vedere turistic. Vara sunt foarte mulți turiști în zona Clisurii Dunării, în zona de nord a județului și vrem să-i aducem în Drobeta Turnu Severin. Avem ce să arătăm. E un oraș frumos, un oraș încărcat de istorie, și vrem să creștem numărul de turiști prin astfel de festivaluri. Noi avem un festival de la 19 până la 23 iulie, care este la Kladova și acum ne-a vorbit cu prietenii noștri de la primărie de aici, cu domnul Screciu, să fie două zile la Turnu Severin aici. Avem de gând să o ducem pe Lepa Brena și pe Biljana Krstić și ansamblul Bistric. Credem că poporii o iubește pe Lepa Brena.